Bună tuturor celor din Zodia Balanță sau care veți ascendentul sau luna în Zodia Balanță și bine v-am regăsit la citirea generală pentru luna iunie 2024. După cum știți, dacă vă doriți o citire personalizată, îmi puteți lăsa un mesaj pe WhatsApp la numărul afișat chiar aici. Iar dacă vă doriți și vă face plăcere, să-mi lăsați un like, să vă abonați sau să distribuiți acest video. Să știți că apreciez enorm de mult aceste lucruri și vă mulțumesc din suflet. Haideți să vedem care este energia pentru prima săptămână din luna iunie și aici avem un cavalier de monede. Voi vreți să se întâmple lucrurile un pic mai repede în viața voastră. Văd mai multă stabilitate financiară, dar și legături care se, cam concrete, se concretizează. Vedeți că bateți pasul pe loc într-o situație care vă cam dezamăgește, apare o nemulțumire în sufletul vostru legat de casă și foarte multe gânduri. Pot fi situații care vă depășesc în săptămâna aceasta și încercați să găsiți o soluție, o variantă printr-o idee. Sunteți dezamăgiți din cauza evoluției unei relații de dragoste, unei relații de familie pe la locul de muncă, vă copreșește o anumită problemă. Poate aveți de face și cu semne de aer, gemeni, balanță, vărsător. Suferiți în dragoste unii dintre voi, foarte multă dragoste, sau puneți suflet în tot ceea ce faceți, dar pot fi și rând sufletești. În a doua săptămână duceți o luptă, comunicați foarte mult, încercați să convingeți anumite persoane că aveți dreptate sau că puteți să vă simțiți atacați unii dintre voi și o să vă apărați în săptămâna aceasta. Am să vă aveți de face și cu semne de... Uh, foc, berbecul o săgetător și un drum cu noroc apare la voi, un drum cu noroc, poate veți de face și cu zodia de arac. Mm, să vedem. Dacă Posibil ca voi să faceți un drum în săptămâna aceasta și bineînțeles că vă aduce noroc, pentru că dacă au existat anumite amânări, anumite situații care au bătut pasul pe loc, ei bine, aici se deblochează. Deci este necesar ca voi să vă deplasați, să mergeți în direcția respectivă, să luptați pentru scopul vostru, să luptați pentru visul vostru, pentru că reușita va fi garantată. În a treia săptămână avem Marile Preot, poate aveți de face și cu Zodia Taur. Aici vorbim de foarte multă credință, posibil să vă sfătuiți cu o anumită persoană, să fiți îndrumați de către cineva sau să simțiți cum anumite lucruri se schimbă în viața voastră. O atenție, veți da și pe căsnicii, diavolul, e o luptă între bine și rău și stați mult pe gânduri, ce a fost, ce este, ce va fi de acum încolo, pot apărea anumite tensiuni, anumite obligații care nu vă încântă foarte tare, posibil să aveți de -a face și cu zodia capricorn, sunteți prinși aici într-o situație, nu știți să distingeți binele de rău sau nu știți care ar fi varianta cea mai bună într-o anumită situație și are legătură cu munca, cu munca și să fiți atenți la o, o persoană, o persoană vă poate face probleme într-o relație stabilă, persoană care încearcă să pună presiune pe voi, foarte posibil, în a patra săptămână va fi o săptămână în care vă vin bani. Recuperați bani, ajutați pe cineva sau sunteți ajutați de cineva și faceți. Cred că veți face niște sacrificii financiare sau pentru a îmbunătăți o situație sau pot fi cheltuieli mai mari, rămâneți pe zero, stați și analizați, cântăriți foarte bine, dau banii ăștia, nu-i dau, spun lucrurile astea, nu le spun, merg acolo sau mai aștept un pic. Ideea e că faceți niște sacrificii necesare, dar le cântăriți destul de bine înainte. Posibil să aveți de face și cu zodia săgetător, semne berbec sau leu și are legătură cu casa, deci poate faceți niște cumpărături pentru casă și rămâneți fără bani și vă gândiți foarte bine, cumpăr tot ce e nevoie și văd după aia cum mă descurc sau uh, calculați foarte bine situația. Pe planul sentimental, multă confuzie în legătură cu și curiozitate în legătură cu niște sentimente, sentimente împărtășite într-adevăr. Poate fi o nouă poveste de dragoste, Poate există foarte multă curiozitate ce simte acea persoană pentru voi și să știți că sentimentul este reciproc, multă comunicare online, aveți o relație în mediul online, dar văd că povestea aceasta se conturează, chiar dacă în momentul actual nu vedeți posibilă o legătură de dragoste. Cunoscându-vă reciproc, lucrurile încep să se așeze sau poate sunteți cu gând la o persoană nu știți ce simte, nu știți ce gândește, nu știți încotro se duce toată relația sau povestea. Pe planul profesional, de ce mi-apare atât de multă singurătate, stagnare, concediu, pauză, oboseală, muncă în echipă, cred că sunteți copleșiți de anumite griji, de anumite sarcini și aici aveți nevoie de un sprijin, de un ajutor și vă vin anumite persoane să vă ajute, da, pentru că deja lucrurile încep să se uh, vă vin mai ușor. E posibil să lucrați la ceva și nu puteți de unul singur. Adică este greu, trebuie să faceți o schimbare sau să acceptați, anumit, să acceptați un ajutor din partea cuiva. Dacă aveți o activitate independentă, lucrurile încep să se mai miște. Financiar apare agitație, exact ce vă spuneam în a patra săptămână, pentru că apar cheltuieli. El, el trebuie să dați bani și apar niște oportunități, probabil gândiți situația, apare instabilitate, adică stați și cântăriți destul de mult situația în sine, dar văd că există cineva care vă ajută să rezolvați o problemă financiară sau vă sprijină financiar până vă ridicați voi un pic sau apar câștiguri constante, vă vin câștiguri din mai multe direcții poate fi vorba și de acest lucru. Pe sănătate, deci bune. Na, da, nu, stați foarte bine pe sănătate, chiar o să aveți o stare de bine extraordinar de... Vă miră și pe voi, deci nu aveți probleme de sănătate, în schimb apar gânduri de acestea tulburi, poate vă îngrijorează sănătatea cuiva mai mult decât propria sănătate. Provocarea Vine cu o iubire nouă, un nou început. Un nou început și voi nu știți ce să faceți în legătură cu situația aceasta, pentru că vă ia prin surprindere. Poate aflați un adevăr, poate apar situații așa de însenind pe repede înainte și va trebui să vă mișcați repede. Vă mărturisește cineva dragostea, plecați la un drum... Sau amânați o călătorie, unii dintre voi, și asta vă deranjează. Dar nu, că se termină o perioadă de pauză. Ceva se mișcă în viața voastră destul de repede și asta vă ia prin surprindere. Nu sunteți pregătiți pentru aceste evenimente și aceste începuturi care sunt destul de abundente. Surpriza vine cu o familie fericită, împlinită, a fost o sarcină. Da, apare mult bilșoc, multă prosperitate. Avem, aveți de face și cu semne de pământ, aur, fecioară, capricorn, semne de aer, în balanță vărsător, semne de apă, rac, scorpion sau pești. Împreună cu persoana iubită, împreună cu un membru al familiei, trebuie să luați o hotărâre care s-a tot amânat. Vă vin niște... Um, bani din trecut, poate, în anumite situații. Vă mutați, cumpărați ceva pentru casă, se îmbunătățește o relație de dragoste. Apare și o mutare importantă pe care parcă ați așteptat de foarte mult timp. Încheiați niște capitole din viața voastră. Cred că vă vine o veste, vine o veste care vă șochează, vă ia prin surprindere și de acolo lucrurile încep să prindă contur vedeți totul dintr-un unghi total diferit bine, încă mai există încăpățânarea cuiva, dar acea persoană este încăpățânată sau încearcă să se impună în viața voastră pentru că consideră că așa este bine sau că așa ați avea succes posibil să fie vorba de persoana iubită poate veți de face și cu un leu sau cu o altă balanță unei dintre voi multă încăpățânare care va fi eliminată, adică cineva vă ia în serios, cineva ia ideea voastră de bună și mi-apărea multă stabilitate, siguranță și poate fi vorba și de persoană care vine și vă cere iertare. Poate să fie vorba și de o relație de familie care se îmbunătățește, vă împăcați cu niște membri ai familiei, împărțiți niște bunuri. Confuzia aceasta care apare și neclaritatea are legătură cu așteptare, adică nu știți exact timpul de așteptare până vine vestea aceasta, până plecați în direcția respectivă, până se îmbunătățește o anumită situație din viața voastră și foarte multă iubire, o iubire nouă, o iubire nouă care vă provoacă pentru că apar gelozii, deci posibil să fie vorba de poveste un pic mai complicată. Dragilor, cam atât am avut să vă spun, vă mulțumesc tare mult că mi-ați fost alături și astăzi. Vă pup, vă îmbrățișez pe toți cu mult drag și să ne auzim cu bine data viitoare! Papa! Pa!